Instanța menține decizia de arest la domiciliu în cazul medicului Gheorghe Neață. Angajatul Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Acesta este acuzat de comiterea 17 infracțiuni de luare de mită, unele în formă continuată. După o lună de arest preventiv, doctorul prins în flagrant de procurori a fost plasat în arest la domiciliu la începutul lunii septembrie. Și asistenta medicală de la Ionești rămâne în arest la domiciliu. Femeia este acuzată că ar fi luat admită de la peste 20 de persoane pentru a le elibera adeverințe de vaccinare fără ca persoanele să fi fost vaccinate.